Salut, sunt Silviu și iată că după ce v-am povestit în clipul trecut cum cu Loganul 10 SCE am avut niște probleme la ieșirea, aproape de ieșirea din garanție a mașinii cu aerul condiționat care nu a fost reparat și ca update nu este nici acum reparat, din câte am înțeles mai așteptau astăzi o piesă și trebuiau să o monteze, deci poate cu un pic de noroc ar trebui săptămâna aceasta, poate mâine să fie gata mașina. Dar o să vă țin la curent. Iată că și celălalt Logan cu 0.9 și 90 de cai, acum la ieșirea din garanție a început să-mi facă și el probleme. Deci amândouă mașinile au început cu probleme fix, parcă știau că ies din garanție. Și au venit un pic mai devreme, chiar înainte de a ieși din garanție. Ei bine, ieri m-am întâlnit cu șoferul, cu Loganul acesta cu 0.9, pe care l-am cumpărat, m-am uitat chiar acum aproape 2 ani, în august 2019. Și când m-am întâlnit cu șoferul, mașina avea 650 de kilometri, ceva în zona aceea. Și am zis, perfect, păi uite, hai că dacă tot mai avem 250 de kilometri, 350 de kilometri și ieșim din garanție, hai să vedem ce probleme mai are mașina, eventual să mergem la servisele menționăm ca să nu avem probleme după aceea. Și am făcut o verificare a mașinii așa sumară. E bine, primul defect a fost faptul că s-a rupt cotiera integrată în scaunul șoferului. Este o opțiune luată, mașina este luată cu această opțiune, deci nu este montată la dealer, ci vine așa direct din fabrică. Este o cotieră destul de slăbuță așa din punct de vedere al performanțelor, să spunem. Și au mai fost și vreo 100 de euro, dacă nu mă știu, ca opțiune, deci destul de mult, cred că merita mai mult aia montată de-a lungul tunelului median. În fine, o să vă pun acum o poză pe ecran, s-a rupt practic un țumburuș care o ținea în scheletul metalic al scaunului. Asta a fost prima problemă și culmea s-a rupt fix în ziua aceea, deci chiar ieri s-a rupt și acum, evident, veți putea spune că este foarte simplu ca un asemenea defect să fie pus pe seama abuzului de folosire, să spunem așa, dar șoferul este ceva destul de slăbuț, mult mai slăbuț decât mine, adică sub nicio formă nu se pune problema că a stat foarte tare, a fost foarte greu s-a împins în ea sau s-a rupt ceva de genul ăsta. Efectiv, plasticul acela care este care reprezintă suport, e un plastic ordinar, ieftin, care pur și simplu a cedat probabil la o sarcină un pic mai mare, să spunem, decât poate în mod normal, dar în niciun caz nu a fost abuzat sau ceva de genul acesta. Asta primul defect. Al doilea defect l-am întrebat pe șofer și mi-a spus că butoanele de tempomat nu mai merg. Asta înseamnă că apăsa pe ele, pe plus, pe minus, nu se întâmpla nimic. A spus că mergeau doar din când în când. Problema asta era de ceva timp. Și a treia problemă era legată de faptul că am deschis capota și m-am uitat în zona conductei de aer condiționat deja acum, având în vedere problemele pe care le-am avut cu aerul condiționat acela Logan, sunt aproape super atent și am văzut într-un cot deasupra la una dintre conductele de aer condiționat era foarte mult praf strâns, semn că pe acolo a ieșit un pic din uleiul de la aerul condiționat, un por ceva mic, ceva de genul acesta, și uleiul, evident, freonul s-a evaporat imediat, uleiul însă a rămas în loc și a strâns praful pe el. Era o porțiune destul de mare, de vreo 5-6 cm de conductă care era plină de praf umed. L-am șters și, precum se poate vedea și în poza atașată, e ceva ceea ce pare ca un fel de zgârietură, dar nu-mi dau seama de ce ar trebui să fie o zgârietură acolo. Pe de altă parte, dacă te uiți foarte atent, este o fel de combinație între zgârietură și crăpătură. Nu-mi dau seama exact ce este. Cert e că mașina încă mai are freon și mai mergea cu aer condiționat, dar era clar că pe acolo pierdea ceva, poate nu suficient cât să nu mai meargă aer condiționat, dar era clar o problemă. Am fost cu mașina la un serviciu Dacia în dimineața aceasta și din păcate aici încep problemele, să spunem așa. În primul rând, cotiera au spus că nu intră pe garanție pentru că la kilometrajul ăsta etc. etc. Am sunat și la vocea clientului la Dacia și am rugat să menționeze care punct din certificatul de garanție specifică faptul că acea cotieră nu intră.
Ei bine, ei mi-au spus că elementele supuse uzurii normale. Nu se pare că uzură normală e să spice cotiera la 100.000 de kilometri sau să se rupă vreun plastic. Deci, din punctul meu de vedere, asta nu e uzură normală. A rămas că în câteva zile să-mi dea un răspuns. O să trimite la departamentul de garanții și așa mai departe, dar peste câteva zile deja mașina nu va avea 100.000 de kilometri, pentru că nici nu stă degeaba, pentru că mașina trebuie să producă. Și am întrebat, domnule, dar ok, eu v-am specificat deja defectul acum, când era încă în garanție. Nu mă interesează dacă pe voi peste 5-6 zile vă hotărâți și chiar dacă dați aprobarea, ar trebui să se repare, chiar dacă mașina nu mai are 100.000. Păi nu, că ar fi trebuit serviciul să deschidă un dosar către noi și așa. Dom'le, am ordinul de reparații inițial care am venit și în care am menționat aceste defecte, că da, că să vedem ce răspuns dau și așa mai departe. Deci destul de nesatisfăcător răspunsul lor. La conducta de aer condiționat au zis că, domne, nu pierd niciun freon, nu, e doar o zgârietură acolo, nu contează. Asta rămâne de văzut pe viitor, să vedem, urmează să urmărim situația, să vedem în următoarele săptămâni, poate chiar luni, depinde cât timp va trece, dacă mașina va rămâne fără freon și dacă se va întâmpla ceva de genul acesta. O să vă țin la curent. Din punctul meu de vedere, e un defect acolo. Și a rămas partea cu tempomatul. Am înțeles că au pus laptopul și au găsit nu știu ce erori, le-au șters și acum merge tempomatul. Deci cam asta a fost. În mare nu sunt așa mari probleme. Până la urmă și cotiera, dacă e suportul acela, am văzut că e undeva în jur de 15 euro, pot să-l cumpăr eu, să-l montez, nu-i mare filozofie. Conducta la aer condiționat, acum să vedem în ce măsură e defectă sau nu. Iar cu tempomatul se pare că s-a rezolvat. Dar culmea este că toate problemele astea au apărut, să spunem așa, fix când mașina ieșea din garanție. În schimb, însă, în rest, n-am avut probleme cu mașina, chiar dacă mașina, de exemplu, a făcut revizii la 30.000 de kilometri, așa cum menționează producătorul, încă n-a picat motorul, încă nu trebuie să-i schimb segmenții, încă nu consumă ulei, mașina merge ok, contrar avertizmentelor pe care le vedeam la fiecare clip pe care l-am făcut în trecut cu reviziile pe care le făceam la 30.000 de kilometri. Mașina merge ok. O să o mai țin oricum până spre 200.000 de kilometri. Vedem dacă rezistă sau nu. Cam asta a fost lucrurile pe care vreau să vi le zic legate de problemele care au apărut până acum la fix la finalul garanției. În rest, mașina a fost destul de ok până acum. Dacă aveți întrebări legate de mașină, vă aștept în comentarii. Dacă nu, până data viitoare. Salut!